Doamne Dumnezeul meu, cu adâncă umilință mă rog înaintea Ta, revarsă harul Tău cel sfânt și milostivește-te neîncetat asupra copiilor mei. Ajută-mă, Doamne, și fă să se împlinească această rugăciune spre binele copiilor mei, spre împlinirea și binecuvântarea lor. Îmbracă-i cu iubirea Ta nemărginită, protejează-i cu acoperământul aripilor Tale și fii scut de netrecut pentru orice rău care ar vrea să se apropie de ei. Te rog, Doamne, cu inima plină de încredere și speranță, dăruiește-le lor sănătate, ține-i cât mai departe de orice suferință și apără-i de tot ceea ce ei nu se pot apăra. Păzește-i în har până la sfârșitul vieții lor, apără-i de toate cursele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți și de tot ce nu este de la Tine. Dăruiește-le putere și curaj în fața tuturor încercărilor și provocărilor vieții și luminează-le mintea pentru a face alegeri înțelepte în viață. Poruncește îngerilor Tăi să le fie călăuze și povățuitori spre toate faptele și gândurile cele bune în toate zilele vieții lor. Te rog, Doamne, să-mi dai mie înțelepciune, să le pot insufla îndepărtarea de cei fără de lege, să-i feresc de rătăciri și să le îndrept greșelile. Ajută-i să Te cunoască și în pace să trăiască înaintea Ta, să urmeze dreptatea și bunătatea și să aleagă mereu calea cea bună. Îți mulțumesc pentru toate darurile minunate și pentru grija Ta neîncetată. Îți încredințez viața lor în mâinile Tale și Te rog să nu îi părăsești niciodată. Doamne, știu că ei sunt copiii Tăi, fiindcă Tu le-ai dat ființă. Rânduiește-le soarta după bunăvoirea Ta și fă ca puterea numelui Tău să strălucească pururea asupra lor. Amin.